Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duhamin, Sfintea lui Dumnezeu, Părinte Moise, să simți ziua pomenirii tale, cea de peste an, te rugăm să nu treci cu vederea ale noastre netrebnice și sărace rugăciuni de cerere pe care le aducem ție noi robitei ci ca un părinte milostiv și iubitor de fi, ascultă-ne pe noi în ceasul acesta, când suntem greu încercați cu tot felul de ispite, pe care din pricina păcatelor noastre, celor grele pe care le-am săvârșit și care ne-a slăbit sufletele, nu le putem răbda și nici ochii spre cer nu putem să-i ridicăm, covârșindu-ne sarcina cea grea a păcatelor, pe care nu le-am părăsit, mânind cu acestea pe Dumnezeu care a așteptat întoarcerea noastră. Însă noi am ajuns nesimțitori și nevreniș de milă. Pentru aceasta alergăm la bunătatea ta, Părinte, deoarece știm că Domnul nu trece cu vederea ale tale rugăciuni și cereri. Mijlocește deci pentru noi, Părinte, ca să ne mântuim de chinurile cele grozave pregătite pentru cei păcătoși. Așa, Părinte Moise, să nu ne lași pe noi în moartea păcatelor, ci scapă-ne pe noi din Egiptul patimilor cele stricătoare de suflet, precum Moise, văzătorul de Dumnezeu pe poporul cel ales din robia lui Faraon și-a adus în viața, în țara făgăduinței. Așa și tu, Părinte, du-ne în raiul cel făgăduit de Domnul nostru Isus Hristos, căruia fie slavă în veci, amin.